dragii mei, eu sunt Celia, el e Karim și în seara asta vom găti ceva gustos pentru voi. Da, și vom găti tagliatelle cu somon. Yummy, mi-e plac pastele. Ți-ți plac pastele? Foarte mult, foarte. A, e bine atunci. Hai să ne apucăm de treabă, păi, nu? Ne apucăm. Mai întâi trebuie să stabilim cine face ce. Te las pe ți-e tine să faci. Da, da, okay. Te las pe tine. Hai să tai tu ceapa ca să nu plâng eu. Ok. Știi? Să plângi tu. Că i-am plâns destul la piesa noastră, da? Că tu ai fost cel care ai greșit, nu acum. Tu să tai ceapa. Da. Bun. Am să tai eu cubulețe somonul. Hai că n-am spus de ce ingrediente avem nevoie. Vrei să le spui tu? Da. Voi începe cu ceapa. Acesta este o ceapă. Și e la două capete ceapa lui. La fel ca piesa noastră. Da. Bun. Avem nevoie de somon pe care cel îl tai acum foarte frumos. Așa. Cubulețe. Cubulețe. Mai avem, aici avem vin. Alb. Eu zic să plecăm cu vinul, și. Cu vinul. Da, și ulei în partea aceasta mai avem. Piper, sare, paste, fenicul. Busuioc, baby, spanac baby, așa se numește, nu? Da, așa. Baby, spinach. Parmezan, sos de roșii și aici bănuiesc că avem puțină smântână lichidă. Yummy. Roșii cherry. Nu trebuie să lipsați. Cherry, tu că mi-e rușine. Da. Ok. Să ne apucăm de treabă. Așa ceva. El s-a grăbit să nu plângă, știi că e rușine să plângă în fața camerelor de Eu urmează să tai feniculul mărunt, dar doar jumătate din el. Cele cred că mai avem de tocat pătrunjelul și buzuioc. Decât așa, nu foarte mărunt, buzuioc, nu? Da. Acesta vom adăuga la final. Ei, acum că le-am pregătit, trebuie să mergem la aragaz și să ne continuăm treaba, nu? Veniți cu noi? Haideți! Pentru început o să punem puțin de ulei, ceapa și fenicul îl dăm puțin în tigaie, după care ușor, puțin o să punem și următoarele ingrediente de care avem nevoie. Iar tu ce o să faci? Eu o să pun paste la piept. Continuăm cu somonul, da? La mine pastele cred că sunt gata. Pentru prima dată când am... Ce, să știi că a început să miroasă bine. Miroasă bine? Da, să miroasă. Bine că e bine. Ce urmează să pui? Sosul? Ce urmează? Sosul de roșii. Trebuie adăugate pastele. Ok, și tu? Poți spune ce? Acesta este platoul nostru. E așa că arată delicios. Curând ne vedem în platou.